O altă pasăre de calibru din crescătoria maestrului Colombofil, domnotița Mihai din Voinești, Dâmbovița, este exemplară din fața noastră, un super mascul. Ce serie are domnul Mihai? Are seria 5342 din 2017. Este porumbelul care a zburat 2 ani consecutiv, nu? 2 ani consecutiv la Tartu. Edițiile 2019 și 2020. Da. A venit. Dacă anul trecut a clasat, anul ăsta n-a clasat, că ați văzut cum a fost da, cu da. Porumbeii sosiți din Estonia. Foarte grele intrările, într-adevăr. Da. Condiții dificile de zbor. Zile și am zis să-l mai promovez încă o dată, că pentru că e meritul lui, indiferent că acum a clasat, mi-a venit, s-a desigilat vineri seara și l-a venit marți dimineață, deci la 2-3 zile întârziere de clasament, dar ținând cont că a zburat și anul trecut și ținând cont și de faptul că și tata lui a zburat la prima ediție, deci nu e de colea. Decât să prezint alt porumbel, cum spuneam că gata, maraton extrem și maratoane, UCP și nu știu ce, sunt mici, acum prezentăm pe ăștia de la 1600 de kilometri, dar în perioada asta cred că porumbeii au făcut la concursul ăsta de Tartu, cred că au făcut cel puțin 2000 de kilometri. Așa este, așa pentru este. Că au ocolit ceva, i-a luat vântul și i-a dus unde i-a dus, în ce parte. Deci nu știți intrările pe unde au fost, dacă au venit direct pe Moldova noastră sau... Da, nu știu, eu l-am găsit în Coteț marți de dimineață, chiar a venit un prieten până aici să îi dau niște inele de pui din anul ăsta și i-am spus hai să-ți arăt un porumbel, că a fost cu mine, chiar cu mine a mers, i-am spus unde să îmbarcă și ce și am zic hai să arăt că mi-a venit unul de la Tartu. A, zice mie nu mi-a venit. Avea și el băgați doi și între care unul ne-am primar cu el din aceeași grupare de porumbei de la mine. Da. Și a spus nu se poate, dacă ăsta a venit trebuie să vină și aia. Nu mai știam ce i-am dat, mi-a zis el seriile și m-am uitat în agenda și am văzut în ce sunt părinții porumbelul care băgase el și am spus fii atent că o să-ți vine. N-am mai trecut câteva zile că i-a venit și sunt singurii doi porumbei care cu origini deosebite din crescătorie la mine care au venit pe această zonă. Dar ăsta a venit de 2 ani de zile la rând. E o performanță, într-adevăr. Performanță, indiferent că a clasat sau nu clasat. Păi erau 101 porumbei pe ceasurile ce am văzut eu în ziua când s-a desigilat. O și mai fost și pe alte tipuri de ceasuri. Dar... Oricum, de venit au venit puțin, să știți, în total. Din păcate... Da, nu știu dacă au fost 150 pe total. 150, că erau 100 pe Tauris și nu știu ce mai fost pe ceasurile celelalte. Dar nu știu, în ceas, dacă venit în 2300 de porumbei. El venit la 2-3 zile întârziere, am zis să-l prezint. Dacă să mai prezint și alții ce mai am. Frumos. Am porumbiță care anul trecut a făcut extrem maraton, super extrem maraton și anul ăsta mi-a făcut maraton. Dar zis, mi se pare performanța mai mare lui ăsta să vii de două ori de la 1600 de kilometri și cu ce au ocurit ei și nu știu ce. Dar vedeți că nu e întâmplător că și tatăl lui a făcut prima ediție de Tartu. Ați reprodus ceva din el până acum? Aveți pui? Păi el a fost la luptul de zbor și decât doi pui am din el și unul s-a pierdut la o catastrofă, prima catastrofă de pui de la Tulcea, unul a venit și unul nu venise. La o lună și ceva a venit cu chip cu totul acasă, deci are ceva în cap. Are supraviețuire, un simț din ăsta de supraviețuire. Da, ca să stai tu ca un pui și m-am uitat la deci așa, când m-am uitat eu cred că l-am băgat la prima etapă, nu știu dacă avea schimbată vreo pană, că n-avea decât una sau două schimbate. Când mi-a venit. Deci nu e întâmplător și am și pui amândoi ai lui, care i-am scos cu o femelă, care a zburat foarte bine și ea, dar zic, hai să-l prezint pe ăsta, că nu e de coalea să ai un porumbel 2 ani la rând așa este. De la Tartu. La anul merge în continuare la concursul sau îl retrageți? Nu știu, să vedem ce va fi până la anul. Sunt curios dacă fii din el. Da, vreau să spun că ăsta are peste 10, în 3 ani de zile are peste... Are în jur de 10 zboruri de 1000 și 2100 de Donetsk și de Severodonetsk și 2 de Tartu în 3 ani de zile, practic în 3 ani, în 2 ani, că în 2017 ce putea să zboare decât la pui și a zburat da. 2018, da, 2018, 19 și 20. Are 10 zboruri de peste 1000 de kilometri și 2 de Tartu. Ha. Deci gândiți-vă câți kilometri are și e sosit acasă. Super. A venit bine, mersi, n-avea nimic și de-aia a întârziat la năpârlile. După ce a venit, a început să năpârlească. Da, văd că e cu năpârlile puțin în urmă, da? Da. Dar își reface. Da.
Pentru că, având în vedere calitățile lui de zburător, îi trebuie un penaj bun și la anul. Trebuie să vedem acum, depinde, dar eu ar trebui să fiu mulțumit de el, da, că a făcut, ca să ai 10 zboruri, între care 36 de 1100 și 4 de 1000 de 10. Da, nu-i cu 2 de 1600, pentru mine e mulțumit, că așa nu are locul fântaș și astea alte treabă, dar gândiți-vă ce putere, da, de luptă să poată ce... să așa vină acasă după 10 miile de kilometri care sunt. Nu le pun pe alea de 800, de 900, că gândiți-vă că a zburat și pe alea. Da. Deci eu v-am spus 10 zboruri de peste 1000 de kilometri și 2 de 1600. El n-a făcut 1600 la cât a întârziat porumbei ăștia acolo. Ăștia au făcut 2000 de kilometri cel puțin. Lejer, corect. Da. Și fiind și în zona geografică în care sunt, normal că a întârziat 2-3 zile. Așa este. O performanță laudabilă, într-adevăr. Da. La fel un fizic excelent, șlefuit în timp. Da. În decursul anilor și în zecile mii de mii de kilometri pe care le-a parcurs în zbor. Lui Decebal e și al lui Maraton. Deci el este strănepot din Decebal și Maraton. Da, da. Deci linia lor de acolo. Da. Deci văd că și cel care a venit la colegul de club tot din aceeași linie. Deci e clar. Pe alte mâini, pe altă pregătire. Da, într-adevăr. Da, și au venit. Așa. A venit mai târziu lui un pic, dar a venit la câteva zile, nu știu cât, după da. Super, felicitări și boaftă în continuare, să vedem. Mulțumesc. Și în anii următori cu rezultate la să fel vedem de bune. Cum se prezintă la anul, da, cum fi să bag, vedem, nu pot să spun dacă, depinde cum va fi și vremea și dacă se va mai zbura iar din săptămână, nu, n-are rost să-l mai, da, să-l mai aruncă. Ce să mai confirme după 12 da zboruri cu media de 1200-1300 de kilometri pe zbor. Așa este. Plus 900 și 800. Ce să-i mai cer? Așa este. A venit acasă, am grijă să pregătesc al lumea puiilor, să-i găsesc o femeie pe măsură și să zbor din el. Da. Că pe urmă e mai greu să mai prinzi 2 ani la rând un porumbel de la Tartu. Așa este. În condițiile care sunt acum. Baftă multă și succes în continuare. Mulțumesc.